Salut! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Alexandra și clipul de azi o să fie despre cărți, filme, seriale și câteva canale de YouTube. Haideți să începem! Vreau să povestim prima oară despre cărți, unul dintre subiectele mele preferate. Și o carte pe care am citit-o în perioada sărbătorilor a fost Ana Karenina. Mi-a luat destul de mult să o citesc pe toată, are vreo 1000 de pagini, cred. Dar s-a potrivit perfect cu perioada asta a sărbătorilor, în care aveam și timp să citesc și stăteam cu cei mici și cumva se potrivea atmosfera de acasă cu cea din carte. Nu știu, tot timpul asociez Rusia cu iarna, deși nu era neapărat doar iarnă, dar mi s-a potrivit destul de bine. Mi-a plăcut destul de mult cartea, o mai citisem o dată în liceu și îmi aminteam doar finalul, dar nu mai țineam minte povestea de dragoste principală și secundară. Cea principală este dintre Ana și Vronsky, iar cea secundară este dintre Levin și Cathy. Și mi-a plăcut destul de mult cartea. Sunt câteva lucruri care mi-au atras atenția. De exemplu, și v-am povestit la un moment dat pe Instagram faptul că ea a ales să-și părăsească copilul, avea un băiat de 8 ani, pentru partener, pentru Vronsky. Într-adevăr, ea nu se căsătorise din dragoste, așa cum era în perioada aia. Dar totuși nu pot să înțeleg alegerea asta și o judec. Într-un fel, așa e construit personajul, mai exuberant, mai excentric, dacă vreți, și atunci are sens să ia decizii diferite, mai ales că na, trebuia să construiască un roman pe un personaj cumva care ia decizii diferite față de toți ceilalți, altfel nu mai era o poveste extraordinară. Dar nu am putut să înțeleg decizia asta a ei și m-a durut faptul că a luat-o. În afară de asta, a mai fost o idee la un moment dat în roman pe care vreau să vă spun. Spunea un personaj, Oblonsky, parcă, îi se părea că părinții fac tot mai multe pentru copii și că unde se îndreaptă lumea, că înainte cumva făceai copii și copiii se adaptau la părinți, dar acum părinții fac sacrificii și mă gândeam că dacă el credea atunci că se întâmplă mișcarea asta, oare ce ar crede dacă ar vedea cum se întâmplă acum lucrurile? Pentru că acum mi se pare că trăim așa într-o situația în care sacrificăm totul pentru copii și ei cumva sunt primii, nu știu, așa simt eu că sunt lucrurile la noi acum, voi cum simțiți? Mi-a tras atenția oricum destul de tare ideea asta. În ceea ce privește povestea secundară dintre Levin și Cathy, vă spun foarte pe scurt, nu vreau neapărat să vă stric lectura, dar trebuie să vă spun un pic ca să vă spun părerea mea despre asta. Levin o cere în căsătorie la începutul cărții pe Cathy, ea refuză pentru că e îndrăgostită de altcineva sau așa crede ea că este îndrăgostită și mai târziu se reîntâlnesc și ajung să se căsătorească amândoi. Și acum întrebarea mea este dacă, pe care mi-am pus-o și pe care cred că și autorul vrea să o pună, este mai au ei șansa la o iubire adevărată și onestă dacă el va ști tot timpul faptul că i-a ales pe altcineva, de fapt, prima oară. Și părerea mea este că da, pentru că noi ne schimbăm ca oameni și ca suflete și atunci în interior și atunci da, chiar cred că odată ce și-a luat angajamentul să se căsătorească cu el, cu Levin, poate să aleagă să-l iubească din toată inima ei. Și asta mi se pare foarte interesant pentru că lucrurile nu sunt cumva în alb și negru. Cunoști pe cineva și gata, povestea de dragoste este totală și absolută, cum a fost în cazul Anei și a lui Vronsky. Pe total, mi-a plăcut cartea destul de mult și da, mi se pare că toate romanele astea clasice, în special cele scrise de ruși, merită citite. Următoarea carte despre care vreau să vă vorbesc este una de dezvoltare personală. V-am spus eu într-un clip mai vechi că vreau să o citesc și anume Why We Sleep, a lui Matthew Walker. Abordează tematica asta a somnului și e referită, Matthew Walker a și fost invitat prin multe podcasturi cam la toți cei mari din state. Și atunci voiam să văd cartea și conținutul ei, mi-am dat seama că unele idei de fapt le auzisem prin podcasturi, dar voiam cumva să citesc, să am informația cap-coadă. Am observat că în ultima vreme nu-mi dau seama dacă sunt mai multe surse și mai multe informații în direcția asta a neuroștiințelor sau sunt eu mai interesată. Cred că e un mix, dar mă atrage domeniul ăsta și mi se pare fascinant să înveți și să afli cum funcționează creierul uman și vreau să știu despre subiectul ăsta cât mai mult. Mi se pare că mă și ajută în toate aspectele vieții mele și atunci am ales să citesc cartea asta. Mi-a plăcut destul de mult, cel puțin cartea este împărțită în 4 părți, autorul spune că le poți citi în orice ordine, părerea mea e că nu chiar, merită să le citești în ordinea în care le-a pus el în carte și la început explică despre cum funcționează somnul și ce se întâmplă.
Și vă spun, e super fascinant tot ce se întâmplă și vreau să vă spun câteva idei concrete din cartea asta. Deci dacă vreți să o citiți și voi, atunci vă rog să dați skip, o să pun capitole la video. Dacă nu vreți să o citiți, dar vreți să auziți idei super interesante despre somn, atunci rămâneți cu mine. Autorul clasifică somnul în două părți. Știți că atunci când visăm, ni se mișcă ochii și atunci acesta este REM sleep, rapid eye movement, și celălalt este non-REM sleep. Și ce e important să știți este că fiecare somn are beneficiile lui, dar nu este împărțit uniform, distribuit uniform de-a lungul nopții. Și atunci noi în prima parte a nopții avem tendința să visăm mai, să dormim mai adânc, iar în a doua parte a nopții vine partea asta cu vise. Mă refer la un adult, pentru că de-a lungul vieții se modifică cantitățile, procentele. Și atunci noi când alegem să tăiem din somn, fie ne culcăm mai târziu, fie ne trezim mai devreme, noi de fapt tăiem într-un procent mai mare din unul din cele două tipuri de somn. Și asta e destul de relevant pentru că nu e suficient să spui am dormit cu 6 ore în loc de 8, ci contează dacă te-ai culcat mai târziu sau te-ai trezit mai devreme și atunci una dintre cele două funcții ale somnului a fost afectată. Vreau să vă spun un pic despre beneficiile celor două tipuri de somn. Mi se pare interesant faptul că e multă informație necunoscută și încă nu se cunoaște așa super în profunzime de ce dormim și chiar care sunt beneficiile, dar au aflat destul de multe. În acest tip de somn adânc, non-REM, practic toate simțurile noastre se blochează, nu auzim, nu simțim, știți asta deja atunci când dormim adânc, nu mai auzim sunete din ambient. Și ce se întâmplă? Se solidifică informația acumulată în timpul zilei. Dacă am învățat ceva în timpul zilei și dormim, atunci dimineața o să ne amintim mai bine și și pe termen mai lung. Și contează foarte mult să dormi imediat după ce ai învățat o informație. Dacă dormi, nu știu, sari și după aia înveți informația azi și trei nopți nu dormi atât de bine și după aia dormi, se pierde, nu se mai mută informația respectivă din memoria de pe termen scurt în memoria de termen lung. Asta mi se pare super fascinant, deci somnul te ajută să înveți informație și nu numai informație punctuală, gen, nu știu, învăț pentru un examen, ci și informație motrică, de exemplu, învăț să mă dau pe bicicletă. Celălalt tip de somn, cel cu visele, ne ajută la partea de creativitate, pentru că facem tot felul de asocieri. Ce e interesant la tipul ăsta de somn este că ți se reactivează simțurile, de fapt, dar nu primești informație din exterior, ci din visele tale și ți se blochează mușchii, pentru că dacă tu visezi că alergi, ar fi bine să nu chiar te ridici din pat și să alergi. Și asta explică, de fapt, somnambulii, care au o anomalie în acest blocaj al mușchilor. E super interesantă carte, v-am spus, am aflat informații cum ar fi că delfinii pot să doarmă cu o jumătate de creier doar pentru că ei au nevoie să înoate tot timpul și atunci ei pot să își dezactiveze o jumătate de creier să doarmă, apoi cealaltă jumătate și evident că au multe momente din zi în care sunt ambele active. Foarte, foarte fascinant mi s-a părut. O informație foarte importantă este că atunci când tu ești deprivat de somn, tu nu îți dai seama că funcționezi mai lent. Ție ți se pare că tu de fapt funcționezi normal. Și asta e foarte relevant pentru atunci când conduci, de fapt. Dacă ești deprivat de somn o perioadă mai lungă, s-ar putea să ai și niște microsomnuri care, efectiv, v-am spus că somnul îți blochează percepția exterioară a simțurilor, deci nu mai vezi, nu mai auzi, și atunci tu s-ar putea să ai perioade de 2-3 secunde în care, efectiv, ești absent de la volan și evident că asta face probabilitatea să se întâmple un accident mult mai mare. Deci nu mai conduceți nedormiți. Adevărul e că toată cartea asta te face să pui foarte mult accent pe somn și mi se pare că te face așa să dezvolți o obsesie pentru somn. O să vă spun un pic la final ce nu mi s-a părut în regulă la carte. Cred că dacă ai probleme cu somnul, atunci se poate să ai probleme și mai mari după ce citești cartea asta, pentru că îți dai seama de cât de important e și tu nu poți să dormi și atunci îți crește anxietatea și atunci adormi și mai greu. Deci eu nu recomand cartea celor care au probleme de genul ăsta. De altfel, în ultima parte și listează tot felul de probleme care se pot întâmpla, povestește și despre pastilele existente pe piață. Mă gândesc că el s-a gândit că o să fie persoane care citesc cartea lui pentru a-și rezolva probleme legate de somn și atunci a abordat și subiectul ăsta. Pe mine nu neapărat m-a interesat, de asta mi s-a părut mai interesantă prima parte și în același timp erau unele cazuri destul de ciudate și îmi dădea o senzație de rău, cum ar fi faptul că cineva în somn era somnambul și a ucis pe cineva.
sau tot felul de boli legate de somn, de anomalii care se pot întâmpla și nu neapărat mi-a făcut plăcere să citesc partea aia. Și ca să ajung la partea care nu neapărat mi-a plăcut la cartea asta, practic el pune accent toată cartea pe importanța somnului și povestește despre toate zonele pe care le poate afecta lipsa de somn. El recomandă să poți să stai în pat între 7 și 9 ore, deci să îți acorzi ocazia de a dormi între 7 și 9 ore. Dacă durează mai mult de 25 de minute să adormi, atunci el recomandă să te ridici, să te relaxezi, pentru că îți crește anxietatea, îngrijorarea și șansele să adormi apoi sunt mai mici, iar apoi în astea 7-9 ore cât reușești să dormi. Leagă lipsa de somn de tot felul de afecțiuni, cum ar fi schizofrenie sau depresie, deci multe boli mentale și în același timp și boli fizice, de exemplu legătură între infertilitate și lipsă de somn. Deci, per total, deprivarea de somn are efecte negative în toate aspectele vieții tale. Spuneți asta lui Victor, care are 4 ani și el nu mai vrea să doarmă niciodată. În orice caz, te face să conștientizezi asta. Ce mi se pare mie ciudat la carte și îl face să-și piardă din credibilitate în ochii mei este faptul că pune atât de mult accent pe lipsa somnului și nu dă niciun exemplu în care să arate faptul că al nostru corp uman este de fapt adaptabil și se adaptează și la această deprivare de somn. De exemplu, spune foarte mult că după 5 nopți nedormite sau dormite mai puțin, într-o săptămână de 7 zile, în care 5 suntem la lucru și 2 acasă, dacă în timpul săptămânii dormim mai puțin pentru că lucrăm și avem multe de făcut și încercăm să recuperăm în weekend, atunci el spune că după 5 nopți nedormite, în 3 nopți dormite, încă nu ai recuperat și corpul încă nu și-a revenit. Ok, pot să înțeleg asta, dar nu spune niciun moment că în 4 nopți dormite ți-ai revenit și ok. Deci nici o clipă nu abordează o situație sau un caz în care să spună chiar dacă ai fost deprivat de somn, dacă faci asta, o să-ți revii și corpul tău o să continue. Și chiar dacă, da, înțeleg că sunt multe efecte negative, eu nu cred că al nostru corp, care mi se pare extraordinar și care își revine, nu știu, vă spun, eu mi-am revenit după o naștere foarte grea, extrem de repede, nu-mi vine să cred că lipsa de somn nu poate fi recuperată la un moment dat. Poți să înțeleg că dacă nu ai dormit imediat după ce ai învățat o informație, atunci, da, nu ți s-a sedimentat. Dar să aibă efecte pe termen nelimitat, mi-ar fi plăcut să pună accent sau să povestească un pic și despre cum ne adaptăm și ne revenim noi ca oameni după o lipsă de somn. Deci, da, asta mi-a lipsit de la cartea asta, dar, per total, mi-a plăcut foarte mult și mi se pare că are informație foarte valoroasă. Și ultima carte despre care vreau să vă povestesc este cea pe care o citesc acum, mai am de citit foarte puțin din ea, Saturday Running the Park, și este ca și cum ai citi o comedie romantică, foarte ușoară carte, aveam nevoie după cea cu somnul în care cumva era informația mai greu de digerat. Și mi-a recomandat orare și el a citit-o primul și am zis ok, hai că citesc eu ceva mai ușor. Este o tipă care era super corporatistă și vroia să avanseze în carieră până când a fost obligată să stea acasă o lună pentru că era prea stresată. Și în luna asta i s-au întâmplat tot felul de lucruri, a cunoscut oameni noi, bineînțeles că e foarte romanțată povestea pentru că cine lucrează atâtea ore o face pentru că îi e frică de singurătate și de regulă în momentul în care orele alea nu mai sunt umplute, singurătatea vine. Dar în cartea asta singurătatea nu vine niciodată pentru că îi se creează un context foarte fain în care e înconjurată de oameni care o iubesc. Și deci asta este cumva partea romanțată, dar e foarte faină cartea. Ea descoperă și alergatul și atunci îmi place partea asta cu alergatul pentru că știți că eu sunt super pasionată de alergare. Evident că e un om care nu a mai alergat niciodată și descoperă efectele asupra corpului ei, asupra minții ei. Și organizează, se hotărăsc să organizeze o alergare săptămânală în parcul unde alergă ei, care e foarte aproape de casa ei. Am înțeles că în state sunt aceste alergări săptămânale și vor să o aducă și în orașul lor. Și e toată călătoria ei. Cartea e foarte ușoară, merge super repede și dacă aveți nevoie așa de să vă relaxați un pic și să pur și simplu să vă bucurați de o carte, atunci vă recomand. Vreau să vă povestesc un pic și despre filme și primul o să fiți surprinși, dar este tot Ana Karenina de pe Netflix, cel cu Keira Knightley, foarte fain, foarte fain filmul. Deci vreau să vă spun că personajele erau exact așa cum mi le-am imaginat eu. Știți când citești o carte și îți imaginezi personajele într-un fel și apoi te uiți la film și te gândești,
parcă nu așa mă gândeam eu că sunt. Ei, când am văzut prima secvență era cu Oblonsky. Încă n-am știut că e vorba de el și când l-am văzut ca și personaj, am știut ăsta e Oblonsky și fiecare personaj, dacă l-aș fi văzut fără să știu pe cine joacă, mi-aș fi dat seama cine e și tot filmul, tot jocul mi s-a părut super, super fain, foarte mult mi-a plăcut. Era și informația proaspătă în minte din carte. Evident că nu au putut să redea fiecare poveste și fiecare, nu știu, zbucium din mintea lui Levin, de exemplu, pe care s-a pus destul de mult accent în carte, dar per total mi-a plăcut foarte mult și filmul ăsta. M-am uitat și la The Cook of Castamar, un film, tot așa, un serial pe Netflix, are doar câteva episoade și mi-a plăcut destul de mult, așa, mi-e place să mă uit la seriale super simple, fără violență, nu-mi place deloc să fie violente, dar să nu fie nici ritmul foarte lent, de exemplu, în Sweet Magnolia s-a apărut sezonul 2, mi se pare prea lent ritmul și, nu știu, și actorii mi se pare că joacă destul de slab și atunci nu m-am putut uita la sezonul al doilea. În The Cook of Castamar mi se pare destul de ciudat personajul masculin principal, mi se pare că nu se încadrează deloc așa cu... Să zicem că nu e un tiparul masculin de, nu știu, vedetă de film, dar chiar, nu știu, mi se pare așa... un pic nepotrivită alegerea, nu l-aș fi pus pe el în rolul ăla, dar mi-a plăcut serialul ăsta, m-am super relaxat. M-am uitat și eu la sezonul 2 din Emily in Paris și serialul ăsta îmi place destul de mult, deci eu v-am spus, mă uit la filme din astea ușurele, dacă aveți recomandări, primesc. De sărbători m-am uitat prima oară la Sex in the City, cele 6 sezoane și apoi m-am uitat cred că și la un film, dar n-am putut să mă uit și la sezonul ăsta nou apărut, nu știu, mi se părea... Nu știu de ce, mi se părea foarte diferit și atunci n-am mai putut să mă mai uit la ultimul sezon, poate o să mă uit și la el. Dar e prima oară când am văzut toate sezoanele din Sex in the City și mi-a plăcut foarte mult. Ca să aveți așa idee legat de ce seriale îmi plac mie foarte mult, Gilmore Girls am văzut de vreo două ori, Ally McBeal am văzut de vreo două ori, Friends, la Seinfeld nu m-am putut uita. Dar la Friends, da, la nebunie mi-a plăcut și oricând aș putea să văd un episod din serialul ăla, foarte mult mi-a plăcut. Deci cam astea sunt serialele pe care le-am văzut de două ori. Trecem la ultima categorie și anume canale de YouTube și vreau să vă întreb dacă voi vă uitați deja la familia Mateș. Sunt români și au, nu știu, vreo 500.000 de abonați. Sunt o familie care are 3 copii și cred că atrag public din toate categoriile de vârstă pentru că fac mai multe vloguri de familie. Și acum au fost plecați de curând în Kenya și eu i-am tot urmărit pentru că a fost foarte interesantă aventura lor. S-au dus acolo, vă dați seama, altă cultură, altă civilizație și mi s-a părut super, super interesant. Și în general sunt așa destul de distractivi și vlogurile lor sunt dinamice și îmi place foarte mult. Îmi place și familia lor, deci mi se pare că e un canal foarte fain și nu spun numai eu asta pentru că nu degeaba au o grămadă de abonați. Ăsta ar fi un canal de YouTube pe care eu vreau să vi-l recomand. Sunt curioasă voi la cine vă mai uitați și din România și din afară, chiar mi-ar plăcea să îmi lăsați în comentarii. Ăsta a fost clipul de azi, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Salut!